fost chiar o inovație. Am introdus în preconsultare. Deci previziunea este prima funcție a managementului. Orice om care a citit o carte de management știe că trebuie să prevadă. Guvernul Cioloș asta a făcut. Încă din 15 ianuarie a introdus în preconsultare publică acest set de norme. Deci este falsă total afirmația domnului Victor Viorel Ponta. Deci noi am introdus în consultare 8 dezbateri publice, mii de oameni care au participat, patronate, sindicate, societate civilă. Au fost peste 800 de amendamente pe care le-am preluat în acest pachet. Fără asistență și fără bani de consultanță juridică, atribuite prin diverse metode de achiziții.